Iată, își fac apariția în teren cavalerii fluierului meciului de astăzi. La centru, Andrei Cojocaru, ajutat de asistenții Vladislav Livciu și Anatolie Basiul. Acest lucru a aruncat formația din Tiraspol tocmai pe locul 6. Tonaghiev, fundașul ucrainean de origine azere, care este autorul primului gol în actualul sezon al Diviziei Naționale. Și acum șut bun al lui Paerele, respinge în față. Ulterior, o accidentare l-a scos din circuit pe tânărul portar. Și acum o fază extraordinar. Am putut asista la deschiderea scorului. Dijenari cu o pasă neglijentă către propriul portar, care ieșise dintre buturi. Între timp, evenimentele se durulează în cealaltă jumătate de teren. Un șut neprasnic al lui Artur Pătraș. Pirogov, un plus de viteză, centrare și gol! Reușește Kondratiuk, mijlocașul ucrainean Egor Kondratiuk, să-l învingă pe Kovalev cu o execuție simplă din câțiva metri. Acțiune fulger a gazdelor, purtată pe partea stângă de către Pirogov, care se părea că centrează anevoios, a luptat acolo Burghiu, iar Kondratiuk a reușit să înscrie pentru 1-0. Vakarciuk până la Yahaya îl întoarce pe Nagiev, același nigerian, cu o bună centrare pentru Neagu. Reușește să trimită de carul Zimbrus pe poarta lui Străistar. Pregătește să trimită o nouă minge înaltă în careul gazdelor. Mai mult ca atât, preferă chiar și un șut centrare. Apare acolo Neagu, care a reluat cu capul mai departe, și parada lui Victor Străistar. Și se pune capăt acestei prime părți, prieteni. 1-0, minutul 48, încă o ocazie bună pentru Zimbru, să vedem. Și acum Pătraș, Yahaya, fața golului, Ciuci, gol! Reușesc în cele din urmă Zimbri să restabilească egalitatea de marcaj în acest minut 49 deja. Saleh Yahaya a profitat de o bâlbâială în defensiva dinamoviștilor. Vedem aici reluarea. Yahaya, tot cel care a pornit acțiunea, Pătraș, apoi a prelungit, iar nigerianul înscrie primul său gol, reușind să marcheze 3 goluri. Acum acțiune interesantă, reluare cu capul al lui Kondratiuk. Acești juniori au gustat din fotbal de performanță. Și acum ratare monumentală a lui Maxim Mihaliov, care trebuia să îndeplinească o simplă formalitate. Revedem acțiunea, centrare, și Mihaliov părea că îl învinge pe Kovalev. Doar Nagiev și Masalov sunt în afara careului de 16 metri. Vine centrarea, boxează acolo portarul Kovalev. Este lăsat Pirogov să execute cornerul. Și acum Masalov, bună centrarea și ratare monumentală, același Egor Kondratiuk la bara a doua, lăsat singur el. Foarte bine protejează fundașii Zimbrului și Kovalev reține această minge. Între timp se aude fluirul de final al centralului Andrei Cojocaru, care consemnează rezultatul de egalitate 1-1. În prim plan, autorul golului egalizator, Saleh Yahaya.